Salutare lume, bine ați venit. Bine ați venit la cancerul nostru de pe YouTube, în care astăzi avem în prezentarea noastră acest minunat sexos băiețel cu deformații mentale. Vreau să ne bate putem pula de el, ca de obicei s-a trezit vechiul o zi din mine. Să sperăm că videoclipul ăsta nu să fie atât de triggeret pe care pare așa de tare. Ceea ce pare că o să fie. Videoclipul de astăzi, pentru că suntem la Cosmo, nu reacționează la... Avem videoclipul Touch My Body Challenge. Yes. Postat de Cristi Muntea. Ok. Păi știți voi ce trebuie să faceți. Hai să pornim, să vedem despre ce e vorba. Da. Înainte să pornim, Facebook-ul a nebunit de la o vreme. E plin de postări de tip cu Chester... I-am uitat numele complet, zbătrân. De la Linkin Park, o susțin ce se tăcă, mă rog, bă, n-am nimica cu el, n-am nimica cu astea, mi se pare, mă rog, un gest care nu cred că trebuia să surprindă atât de tare entertainment-ul, dar mă enervează că mass media aruncă cu căcat în situația persoane de față. Vă rog, nu o faceți și voi același lucru, mi se pare... Aiurea, nu mai postați așa ceva pe Facebook, bă, țineți măcar pentru voi, dar nu explodați în pula mea deodată. Adică mă enervează cel puțin că se trezesc unii peste noapte, mamă, sunt fan înrăit Linkin Park și alte chestii. Da, frate, poate te cred, oi fi tu un fan Linkin Park, nu te judec. Dar mie mi se pare mult mai aiurea să postez atât de multe chestii și... te aștepți cumva să fii foarte apreciat sau cumva aștepți să fii criticat. Că de cele mai multe ori observ că sunt împărțite două tabere. În fine, nu intru mai mult în detalii. Rip să odihnească în pace, n-am nimic cu el, n-am nimic cu fanii, am doar cu drama lor. Atât. Urăsc drama din România. Ei bine, să începem cu acest videoclip minunat, cu acest băiat minunat care are un subiect minunat, demn de promovat YouTube-ul românesc. Na, copii, să învățați de la el. Salutare, eu sunt Cristi și bine am regăsit la un nou vlog. Data aceasta suntem cu... Mimi. Bă. Să mor eu, după videoclipul ăsta o să vă fac eu o serie de poze cu fățucală. Cu această ființă interesantă și plăcută, care chiar nu o să vă aducă niciodată aminte de Shelly, nu? Nu, băieți. Nu, băieței, nu, asta e shit. Nu. Aici e pas. Glumesc. Nu mă dau copile de astea, serios. Nu mă dau mintea lor, dar... penal. Uitați-vă puțin la față la timpul ăsta. Se vede că e împlinit total când vede așa bucata. Și știu că mulți dintre voi o să fiți prin comentarii. Cred că e prea tare sau se aude de la mine prea tare. Mimi, de ce? Chiar că o să iasă interesant dacă au apărut și această ființă minunată care ne-a surprins. Oh, și ce să vezi? Stai că nici măcar n-am fost foarte atent la ce scrie aici pe dedesubt. Uitați ce scrie aici la urmează. N-am... Bă, omule, fix când filmezi trebuie tu să suni. Da, ce vrei să zici? Da, o să vin. Ciao. Hai, suca.
Ok. Revenim la subiect. Deci, pe bune. N-am pe dezbrăcate cu Shelly și Vlad și Cristi mu. Și postat de mine. Ce e în regulă, frate, cu YouTube-ul din ziua de astăzi? Adică înțeleg că copiii în ziua de astăzi știu mai multe căcaturi decât știm noi, adulții, dar... Mi se pare așa... Over... Overclock, frate, chestia asta, overclock. Deci, fiți ok, aveți linkul de la Eric, de tu, aveți linkul de la canal. Da. Dragi băieții care aveți vreo 12-15 ani, intrați la, pe link-ul de la ea, de la Mimi Channel și vă rog, dați la ba plăcută, da? Serios, nu vă expuneți să prostie. Asta e o prostie. Subiectul ăsta deja mi se pare foarte canceros și mie îmi place să mă uit la cancer. Sperăm că nu o să mă îmbolnăvesc și o să ajung trecut la spital din cauza lor. În descriere, dacă vreți să vă uitați, face și a vlog. Da. Nu. No. No shit, Sherlock. Să-mi dați subscribe. No, prima chestie care n-am ce să comentez la tine, Cristi Munteanu, foarte bine ai făcut, să nu spuneți la acești oameni să se ducă la Mimi, că îi scade rata de pâine la Cristi Munteanu. Cum poate Mimi să fie atât de obraznică să-i fure pâinea din botul lui Cristi Munteanu? Cum poate? Și astăzi să facem cel mai cancer challenge chestie, taș mai bani. Deja realizează și el că o să fie ceva cancer. Omul ăsta am o vagă impresie că are o viață atât de distrusă, dar uitați-vă ce frumos și ce vesel pare. Nu e ca și când ai zice, bă, știi, am o viață atât de tâmpită, sunt în depresie, sunt nu știu ce, dar hei, stai așa, ce e atât de greu când ai sânii, nu? Așa are fața asta, serios. Challenge. Probabil mulți dintre voi știți ce trebuie să facem, trebuie să ne punem o chestie pe față, bine, să nu vedem în special, păi nu pun halatul ăla, ne răgăm pe ochi cu chestia asta și trebuie să, ca celălalt. Păi, nu mai am, deci pur și simplu devin mai prost pe ce trece. În acest challenge. Băi, e bine că bărăm, știi, recunoști că ești prost, ești nu știu ce, dar deja au început asta să-și încordeze aripile. Stai să vedem ce zice asta. O să ne atingem anumite părți ale corpului pe care... Uită, vai de capul meu, frate. Spuneți-mi și mie. Deci pe bune, dacă asta nu merită 3 puli în gură. La propriu. Deci o să ne atingem anumite părți ale corpului și râde. E ceva de genul, hai să, sună ceva de genul, hai să, nu știu, nu trece prin cap, e bun, e prea cancer videoclipul ăsta, trebuie să vedem până la capăt, să sperăm că nu o să mor, să-mi fac diafragme, să nu mi se facă erupții vulcanice pe piele, să nu-mi explodeze capul mai pe scurt. Dar o să le vedeți și voi în spatele camerei, facem mix, stați liniștit. Prima oră... Nu, că de parcă n-ați făcut deja. Ok. El legat la ochi și eu o să-i duc mâna pe anumite părți ale corpului meu. El trebuie să ghicească ce parte a corpului este, după care eu o să fac același lucru. Mulțumesc de acest tutorial interesant. Chiar nu. No, chiar nu știu ce înseamnă Touch My Body Challenge. No, sunt atât de ab la engleză, pe bune. Pua, ești
extraordinar. Deja mi-ai dat, blow mind, intens. Serios, am o femeie, crezi că nu știe nimeni engleză? Știu puștii ăștia mai multă engleză decât, știe fața ta la câte pule ai luat. Hai mă, serios. Mulțumesc, eu nu mă pricep. Ah, apropo, dacă vezi, vedeți vreunul din voi doi, vedeți videoclipul acesta care l-am pus, credeți-mă, v-ați luat un rost intens, mă, și o muie intactă. Da, deci pe bune sunteți mai penali, toți trei, decât mine la un loc. Am un serios, cât de idioți sunteți? În fine. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, v-aș ruga să ne lăsați un like și haideți să începem. Nu, mă descurc. Vorbă mare. Hai să începem. Prima parte a corpului, let's go. Ține scont se vadă în cadru. Mulțumesc că ți expui labele tale cu unghii de dinozaur. Ce? Ce-a fost? Hai, din nou, te rog. Ăsta e un deget. Pentru 30 de secunde am avut impresia că asta avea șlițul deschis. Să-mi bag pula, uitați-vă și voi, am avut impresia că șlițul ăsta era deschis. Nu, e piciorul. Mă gândeam, ce pizda, măsii, frate, ăștia deja chiar că au făcut ceva între timpul timpului. Ok, prima rundă am greșit-o, nu știu cum puteam să fiu mai prost, ok, hai. E greu, nu știu, simți piele, deci, mamă. Dă-i locuri mai bune, fii serioasă, chestii. Fii serioasă, se e simte la fel. Chestii. Dacă... what the fuck, frate? Nu, 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 nu. Deci nu mă pot abține să nu, fac mimuri de astea. De fapt, o să vă dau voie să faceți mimurile. Așa. Pun cifre de astea total random, că mă doare efectiv la pula. Asta e grâtul. Da. Yes. Da, ți-ai dat seama că e grâtul pentru că pe acolo o lingi de fiecare dată, să înțeleg, nu? Să ajungi până jos. E, dracu cu primul. E probabil și ultima pe care o să ghicesc. Tot gâtul. E tot gâtul, ceva de genul. Nu, e obrazul. Bă, e diferit, mai simt, frate. Bă, se simte moale. Mie dacă îmi face așa la gâtul, la fel se simte. Deci jur, n-ai ce să faci. Ok, și unghia e partea corpului, dar deja își dă seama omul că e unghie, frate. Asta a fost o unghie. Da. Vezi? Știam eu că își dă seama că nu e atât de idiot să zică, știi? Ăsta era părul! Ăla de la sobraț, să știi! Yes, n-avea ce să fie mai tare de pe cor. Hai, ce doar un dege? Bagă-i toată mâna, frate, că... Bă, ești penală, frate, pe bune. Tu nu te saturi, mă, de imaginea ta proastă pe YouTube. Serios, mă. Nu-ți e milă, dracu, de propria ta față. Adică, serios, să pui pe ăsta în căcat. Bine, pe ăsta... E destul de cancer, dar pe bune, tu ești și mai cancer, Mimi. Serios. Și îți imaginezi, Mimi, că marea majoritate a YouTube-ului, vreo 85% din planul YouTube-ului care se uită pe... la vlogger, la toți ăștia, sunt copii. Restul de 15% care mă includ și eu, suntem adulții care privim vlogurile acestea din plictiseală de multe ori. Sau din chestia că, bă, hai să mai văd ce dracu mai face cutărescu. Știi, poate o mai posta și el ceva interesant, poate nu, poate mai am ce să mai râd de fața lui, etc. Deci, da, Mimi, scuză-mă, da, pleacă în pula mea cu Shelly și linge-te în cur cu el. Gata. Hai, toate părțile corpului sunt la fel. Asta. Ce dracu a fost? Nu știu. Bă, proporție de 50% ai dreptate, da, pentru că pielea e distribuită peste tot și e la fel. Cealaltă 50% ești cam nătărău și nu-ți dai seama. Adică, hai serios, frate,
Îți pune mâna pe sân. Ce... Bă, ce bărbat ești tu, frate, de nu-ți dai seama că ăla e sân toată ziua. E cea mai moale parte a corpului la o femeie și tu nu-ți dai seama că e un sân. Doamne, Dumnezeule. A, bine, stai. Aia, să zicem că poate are sânii tari, însemnând că are silicon. Stai, nu, că și siliconul se simte. Stai că mi-a dat puțin cu eror 404. Nu-mi dau seama de ce nu ți-ai dat seama că e un sân. Sau probabil ți-ai dat tu seama și ai zis, nu știu, frate, știi, toate părțile copului sunt la fel, că e, știi, e aceeași piele. Toate, pula mea, prefăcut. Ce-a fost? Da. De fapt, nu știu, lasă, am pierdut, o să vă la edit. A, vezi, deja știe. Dar acasă. O să vezi, nu? Bravo, Cristi. Ok, cred că am ghi... Bravo, mă, focalizează-mi la lui de om sincer. Uitați-vă ce om sincer este. Arată de parcă ar avea o depresie suicidală în minte, dar hei, știi, stau lângă Mimi, o pot fute zilnic. Și vreo două din cinci sunt destul de bine, zic eu, numai cred că nimic. Trei, cred că au fost trei. Totu-i purpuriu. Acum... E rândul meu, nu? Da. No, frate! Nu se poate, frate, bă! Câte tringhere bază de videoclipul ăsta. De ce pula mea m-a mâncat în curs să mă uit la videoclipul ăsta? Vai, Doamne! Bă, peste tot unde merg cupluri. Merg în magazine cupluri, merg pe stradă cupluri, intru pe Facebook cupluri, intru pe YouTube cupluri. Bă! For fuck's sake, sunteți retardați! Mâna. Fuck's sake. Ce? Să mor tu, că aia a fost mâna ta. Dacă ține pumnul-i mână, nu? Și hai să fim serioși, dacă erai băiat deștept și tu și făceai și tu challenge-ul cum trebuia, arătai și tu, bă. Nu, ai pus mâna jos, ai pus-o pe aia să atingă mâna de jos, parcă nu era evident că ai pus-o în altă parte și nu mâna. Hai să fim serioși, bă, cât de dobitoși crezi că ne crezi, mă, Cristi, mă. Uitați-vă și vă ce împlinit este. Era mâna, nu? Da. Brațul, nu mâna, pe mâna. E mâna. Anatomia lui pește prăjit, dar la el asta e toată mâna. Nu se numește braț, se numește mână. Deci tot asta e mână, nu e braț. Nu se gândește, băi, ăsta e biceps, ăsta e triceps, ăsta e... palma, cu punct, cu tot, cu nu știu ce, falange, cu toate căcaturile. Nu! Asta e mână! Asta e toată mâna! Asta e mâna deșteptului! De aici până aici e mâna, de aici până aici e brațul. Inteligentul pământului ce ești. Se vede ce anatomie ai făcut. Mâna odată piciorul și doi de zi. Nu poți să atingi doar parte din braț și spui mână, wow, ce? Prima dată a fost mâna și a doua oră... Cu aia, braț. Buzele. Ok. Fuck, bă, bă. Nu mai comentez. Ești o ajută pe ea, unghiile alea, poate să atingă mai mult. Ce treabă are unghiile cu pielea, deșteptule ce ești? E touch my body în pula mea, nu e... Ce, touch my body, femeia își dă seama cu unghia sau cu pielea, deșteptule ce ești. Deci mă enervează chestia. Haide. Ce ai? Aoleu, frate, pe bune, mă. Băi, eu când m-am zis că iau cancer deja de la videoclipul ăsta, nu m-ați crezut. Hai, zgâri-o puțin până... Scârie-l puțin până jos acolo, da, că e... Stai, ăsta are pulă sau nu are? Că văd că ăsta nici măcar nu-i se scoală. Ce pula mea, frate? Deci, să mori, uitați-vă la fața lui ăsta. Deci, pe bune, deci... Stai lângă o,
o tipă ca asta și să nu ți se scoale serios, amu, la vârsta lui să nu ți se scoale, că e de aceeași vârstă amândoi, ce pula mea, frate? Păi și e... A, stai, am greșit, lui ăsta mi se sculaseră, dar nu se vedea de turbanul de la pantalon, ce pula mea e acolo. No. Ok, ok, este inteligent. Aici știi, a pus-o puțin în dificultate. E inteligentul, exact ce ți-am zis. Nu unghia îți dai seama, nu cu unghia îți dai seama. Că, na, dacă dau șoc cu unghia, nu-mi dau seama dacă e piele sau nu. Pula mea, pune tot degetul în pula mea, pune tot degetul aici. Vezi, ce este? E cactus, e pepene, ce e? Urechea! Bă, da, tu mai atins așa cu degetul și să-i dai seama că e o brază, bă, nu ți-e bună. Omule, e evident. Aici îți dai seama că e ureche, că e singura parte a corpului care are forma asta, așa. Mai scurtă, mai bombat un pic. Mai bine, am pierdut, na. Hai, dă-ți aia jos. Ok. Dă-ți aia jos. Wow, stai așa, uitați-vă cum arată asta și cum arată el acum, în momentul de față. Frate, zici că ăștia ceva de genul, ăsta a legat-o pe ea la gât ca să i-o pună, știi? Și asta se pregătea gen să se desfacă. Hai mă, fiți serioși mă copii, ce dracu mă. Până și asta se miră, știi? E bine, în lume, cam atâta cu videoclipul nostru canceros. Da, sunt 21 de minute în care am dat tringeret în continuu. Mi-am luat cancer. Sperăm că o să mor în câteva ore. Ne vedem data viitoare, lume. Meme-urile... Vă las pozele. Pe grup, pe ce vreți voi, pe social media noastră de Facebook și nu uitați în pula mea, faceți mimurile și să mi le trimiteți, da? Sau le lăsați de desubtul secțiunea de comentarii acolo. Ne vedem data viitoare, eu sunt Cosmin și vă spun ciao, les!